În barca pneumatică, cu o capacitate maximă de numai 7 persoane, erau înghesuiți 22 de adulți și copii. Imigranții au pornit de pe malul sârbesc, dar motorul embarcațiunii se defectase și ocupanții acesteia erau puși în situația să folosească vâsle improvizate ca să ajungă pe partea românească. Grupul a fost observat de grănicerii sârbi, care au alertat autoritățile române pentru că exista riscul unei tragedii. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră din Ița, intervenind cu o embarcațiune din dotarea Poliției de Frontieră Române. Astfel, la aproximativ 200 de metri de malul sârbesc al Dunării, în dreptul kilometrului fluvial 995, a fost descoperită o embarcațiune pneumatică în care se afla un grup format din 22 de persoane, adulți și copii. Persoanele în cauză, cetățeni din India și Irak, au fost salvate și duse în siguranță la malul sârbesc, unde au fost preluate de echipajele din țara vecină. De la începutul acestui an, polițiștii de frontieră din Mehedinți au înregistrat un număr de 40 de treceri frauduloase ale frontierei de stat, în total fiind implicate 461 de persoane din țări precum Afganistan, Siria, Somalia, Iran și Irak. Fenomenul migrației a crescut îngrijorător anul acesta în comparație cu anii trecuți.